prețului Rareș Pop de acea 2 milioane, 2 milioane, e greu, e greu. Păi, nu știu când dai, când dai o... mai dacă vine o echipă de afară, clar. Cine dă afară pe un jucător care e titular de când tânăr, și care nu iau tineri? Și de exemplu, arabii vor de ăștia mai copți, 26, 28, 30, nu știu ce. Să poare o sumă exagerată. Știi cine ar putea să dea? Dar nici ăștia nu dau, belgenii olandezi, care ți-l iau, ăia ți-l iau cu 500 de mii, cu 600 de mii. Da, da, ăia iau de la Real Madrid, de la Chelsea, de la UTA. Bun, e piața liberă, el are clauză. Adică ce înseamnă clauza? Că nu se poate transfera fără dorința clubului pe mai puțin. Dar dacă în interiorul acestei clauze clubul primește o ofertă de 1 milion și pentru Rareș Pop și acceptă jucătorul, acceptă clubul, se face treaba. Bine, mai bine așa decât cum se întâmplă la Moldovan. Da, adică, bă, nu ți-l salt. Asta vreau să zic. Nu, gata, ți l-am saltat, ți-am plătit clauza. Este între cei doi jucători de care vorbea Gigi Corsi, care n-a vrut să ne spună nume, de care e rapidul interesată. Ia zi. Dar nu cred că la suma aceasta. Da, 2 milioane. Rare și unul dintre ei. Rare și poate este unul dintre cei doi. Hai să spun și cu Rare. Poate să dea 1 milion și poate... Hai să spun și cu Rare și ai Borza, ai Cârjan, ai pe noi. Tu te referi la unde? A, că tot ai deschis discuția. Crezi că va continua Cârjan și în ianuarie? Eu am așa un mic semn de întrebare. Vis-a-vis și de cum s-a acomodat și de ce își dorește și ce spune Cârjan. Păi ce își dorește Cârjan? Să joace și nu va putea să joace, probabil. Păi și nu poate din cauza lui Bergodi? Nu, nu poate din cauza nivelului... A concurenței, exact, bănuiesc, nu? Exact. Păi și atunci problema nu e la club, nu e la antrenor. Asta te-a întrebat, dar crezi că va mai continua? Că probabil el are contract până în vară. Va avea o discuție el cu... Are, este împrumutat de la Arsenal până în vară în Giulești. Problema, cred că a fost, nu este acum că el se lovește de realitatea asta de la seniori. Exact, bravo. Problema a fost în momentul când a venit și toată lumea, sau marea majoritate a cunoscătorilor, spunea Rapidul, încă un atu important în lupta la titlu. Nu poți să ai un atu important în lupta la titlu când tu aduci un jucător care nu a debutat la seniori. Și pui o presiune... artificială pe el. La fel și jucătorul. Impactul jucătorului cu ritmul de la senior, cu obiectivele Rapidului, cu ceea ce înseamnă presiunea în Giulești, el probabil a fost puțin luat prin surprindere așa și citind că gata, eu am venit de la Arsenal și simplu fapt că mai m-am antrenat pe acolo cu prima echipă, cu Arteta sau nu știu cu cine, mamă, mă pun în Giulești în postura de titular incontestabil și atu în lupta echipei pentru câștigarea campionatului. Și uite că se întâmplă exact ce vorbeam și mai devreme cu cei veniți din străinătate, dar cu CV-uri mult mai stufoase decât al lui Cârjan, se întâmplă realitatea să-l lovească și pe el destul de crunt. Și un alt lucru, lui cred că ar trebui să-i dea de gândit că la un moment dat antrenorul Bergodi îl alege pe Stan, un vasi debutant, un meciul copil care l-ați avut la... și la Arad, îl alege pe Stan, e adevărat, pentru postul de atacant, în detrimentul lui, care este un semn de întrebare. Și asta, pentru că Stan e atacant central de meserie. Așa. Și Cârjan nu e. Păi da, uite, în poziția aia a jucat, de exemplu, Borja Vale și Cârjan în margine. L-a ales pe Pănoiu, Cârjan a rămas. Da, pentru a venit Borza ieri, mâine a fost titular. El vrea totuși un atacant central și tot pe ăsta nu-l găsesc ei. Probabil că acum a venit Sony. Nu, a venit băiatul ăsta de la FC Tirana, de la FK Tirana, cum se numește... Are un golgheterul, da, prenumele e kosovar, da. Numele albanez, dar prenumele e frumușel, nu știu, trebuie să ne uite că n-am reținut. Nu l-am reținut până nu-l vedem și noi. Și este sârbu care a venit, care e tot atacant central, nu știu dacă ăștia la nivelul... Se așteaptă Rahmani. E clar că se așteaptă Rahmani. E clar că se așteaptă Rahmani, că și impactul lui Rahmani a fost de așa natură încât exact a devenit indispensabil după 5-6 meciuri. În așa fel,
E și numele mi Floran, m-am gândit la Maluda, aia, bravo. Da, zic, uite, bă, luare pe Maluda ăsta. Floran Maluda, da, dacă da. Rahmani intra și la primul meci nu marca două goluri, la al doilea meci nu marca iar două goluri. La... El i-a făcut să-l aștepte acum, exact, să le pară. Exact, adică, uite, Rahmani dacă vine. Dacă Jean a revenit titular la Ploiești, nu? Da, Petrolul. Da. Cu deci Petrolul exact un tur de campionat. A jucat titular. Precedentul, el cu Botoșan. Adică până cu Botoșan începe. Cu Botoșani în prima etapă. Da, mă, parcă a venit Pele. Când a venit, parcă a venit Pele. Dar, de la Arsenal, nu, de la dar, după a fost, 18, a fost titular, etape, nu, din nou titular. A fost titular cu Petrolul ultima oară în tur, la da. 0-2. Da, da. A revenit păi titular cu Petrolul. Botoșani, exact, prima, de campionat. Prima etapă cu Botoșani în Giulești, da. El joacă 2-2. Titular. 2-2, joacă titular. După aceea mai joacă un meci și devine rezervă. Și intră la meciul de la Petrolul, intră la meciul de la Constanța Ieri, unde și joacă 90 de minute. De-aia spun că liga asta, Superliga asta noastră, nu e chiar atât de slabă cum se vede din afară sau cum vor să creadă unii. Sau cred unii. Nu, e chiar și... Nu, se nu, și bă, chiar o mare calitate în momentul ăsta, este echilibrată. Echilibrul ăsta s-ar putea dacă echilibrul ăsta e sus sau în jos. Corect. Uite, de exemplu, de seară la meciul de la Cluj, nu știi ce să zici. La Hermann Stad... De ce să nu știi? Ce zici? Eu zic că absența lui Nistor va fi decisivă. Și eu zic că va fi decisivă, final. Dar n-a câștigat CFR-ul. Nu, va fi decisivă pentru rezultatul final. Va fi decisivă. Deci să meciul nu este la CFR acasă. Va fi foarte importantă, important. Stabilirea rezultatului și final. Și Sabău zice că e dezamăgit. Ai văzut, e o declarație al Năluțu. E unul dintre cei mai informă jucători. Practic e scos de pășină Nistor. Marcator, pasează decisiv. Eu am mai spus o pasă, dar era atunci... Ce am mai spus și ce mai spun odată contrazice puțin afirmația ta. Că un băiat de 35 de ani, da, este vitală absența lui. Așa spune Sabău, așa spune statistica. Așa spune statistica. Nu, eu ți-am spus și data trecută. Așa spun cifrele lui Cluj. Remarca asta, nu joacă vârsta. Nu joacă vârsta, păi, nu joacă. Joacă cifrele. El până la cele două goluri ale lui Oraru era golgheter ex aequo cu Hițu. Exact, asta spun că golgheterii Superligii sunt doi mijlocași. Da. Oraru? Păi nu, acum e numai Olaru cu 10. A rămas după aia Olaru, vine cu 9. Păi da, dar Olaru are și meci în plus. Pe care Nistor nu-l va mai nu avea. Va mai avea. Va avea. Așa, exact. Chițu a jucat. Chițu a jucat. Păi da. Nu, și Chițu are un meci în plus, că și Chițu a jucat. Și mi se pare Coman a făcut 8 acum cu astea două penaltiuri sau 9. 9, cred. 9. Are și el 9, dar și el a jucat. Păi, dar vezi, și el a jucat. Vezi, atunci, și aia, și referitor la rezultatele Rapidului, vezi, sunt doi, și la FCSB sunt doi jucători care împreună au dat 19-20 goluri. Deși Dugan Gici a jucat puțin ca a venit Rahmani, ancheta GSP tradițională da, din 1966, da, străinul acum străin, e și Drăgușin, fotbalistul anului. Da. Dar aia e o anchetă tradițională. Toate publicații își fac ancheta. Da. Așa e. Cu un asterisc. Anul acesta nu au fost întrebați cititori. Eu n-am văzut. Se pare că n-au fost întrebați. Tu trebuie să știi. Nu, că eu rar mă duc pe acolo. Nu, n-au fost întrebați pentru că de obicei... Eu am fost întrebat. Păi, dar tu ești cititor, prietene. Da, nu știu dacă au mai fost întrebați și capitanii de echipă și antrenorii. Eu vorbesc de cititor pentru că de obicei se punea pe site și anunțe la anunț, exact, cu variantele de... Din 24 de pagini tipărite, 18 erau cu ancheta. Nu mai există pagini tipărite cât la Fanatic. Apropo, chiar a apărut astăzi revista pe decembrie. Unde am scris și noi cum am făcut Crăciunul. A revistei Fanatic, o copertă extraordinară, o să o vedeți, la Arabe. E top secret încă? Nu e top secret. Nu. Are două titluri, Clanul și Planul. O să vedeți despre ce este vorba. Clanul e subiectul de sus și Planul este subiectul de jos. O să vedeți despre ce este vorba. Mâine probabil o să vedeți la Fanatic Superliga cum arată coperta de Fanatic pe decembrie. Un număr dublu de Fanatic, așa cum v-am obișnuit de fiecare dată. Păi nu, că acum dacă nu mai venim pe aici, o să ne ducem să-l cumpărăm și noi. Nu totul e moc. Nu totul, normal. Mai dai bănuți și pe 10 lei. 10 lei, 15 lei, nu știu. 15 lei, ai și programul gratuit. Ai și programul gratuit de euro, adică tot e ok.